Promovare electorală. Ai nemulțumiri? Ai idei? Ai propuneri? Noi te ascultăm. Nu rămâne indiferent. Fii primul care ia poziție. De luni până vineri, începând cu ora 10, deschidem linia de dialog în direct la EMI-TV. Vorbim deschis despre lucrurile cu adevărat importante. Sunt Mădălina Scorțanu și te invit să vorbim deschis în direct la EMI-TV. Părerea ta contează. Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Vorbim Deschis, emisiune electorală în care oferim posibilitatea candidaților la alegerile din 9 iunie să vină în fața dumneavoastră și să-și prezinte oferta electorală în speranța că vă vor convinge să le dați votul în data de 9 iunie. Invitatul de astăzi a mai fost prezent la noi în emisiune, deja ați reușit să-l cunoașteți, să vă faceți așa o idee despre ideile acestuia, despre modul în care acesta dorește să aducă schimbare pentru gorjenii. Adrian Zorlescu este candidatul formațiunii AUR pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Gorj, un tânăr antreprenor care încă din 2020 a dorit să se implice în această lume politică destul de tumultoasă, în primul rând pentru a aduce schimbare în comunitatea sa, de unde acesta a crescut, unde acesta s-a născut, în Târgu Cărbunești, iar apoi, văzând că în formațiunea în care a debutat lucrurile nu stau așa cum el și-ar fi dorit, a decis să schimbe traiectoria și să meargă mai departe, dar nu și-a uitat intențiile cu care a intrat în politică și se luptă în continuare pentru a aduce această schimbare. Asta este și motivul pentru care s-a alăturat formațiunii conduse de George Simion, formațiunea AUR. Bună ziua dumneavoastră și celor care ne urmăresc. Într-adevăr, m-am implicat în politică în anul 2020, în orașul meu natal, Târgu Cărbunești. Intenția în 2024 a fost aceeași, să mă implic în orașul Târgu Cărbunești, doar că implicarea mea în formațiunea politică AUR a fost apreciată de colegi, atât la nivel județean, dar și la nivel național. Am susținut discuții atât la nivel de județ, dar am dat interviuri și cu comisiile centrale și s-a luat decizia că sunt cea mai bună opțiune să candidez la președinția Consiliului Județean, pentru că sunt tânăr, sunt antreprenor, sau chiar la noi în partid s-a făcut un profil al candidatului ideal. Nu sunt doamnă, că profilul candidatului ideal la AUR era să fie și o doamnă, pentru că AUR și-a dorit implicarea femeilor în viața politică, dar în rest am fost pe acest profil și de aceea s-a luat și această decizie de a candida la președinția Consiliului Județean din partea AUR. Domnule Zorlescu, sunt convinsă că v-a fost adresată această întrebare de multe ori. Vă merge foarte bine în mediul privat, aveți o afacere prosperă. Deci v-a trebuit implicarea asta, consumul ăsta de energie și de timp? Consumul de energie fizică s-a obișnuit, fiind copil de profesor de educație fizică, am făcut sport la viața mea, știu ce înseamnă a consuma energie. Cel mai mult a fost consum de energie psihică, pentru că nu sunt obișnuit, sunt o persoană introvertită, nu sunt obișnuit să-mi expun viața în public și fiind persoană publică, acum toată lumea trebuie să mă cunoască. Da, a fost un efort imens din partea mea, doar că mi-am dorit schimbarea și mi-am dorit să dau un exemplu celorlalți tineri care vor și doresc în viitor să se implice în politică, pentru că doar noi putem schimba clasa politică și e necesar de oameni capabili. Mă consider un om capabil, am demonstrat în privat și dacă nu ne vom implica noi, toți se vom implica
se vor implica alții, care poate nu vor fi la fel de corecți, poate nu vor fi la fel de implicați, poate nu vor fi la fel de capabili. Vreau ca ideile mele să mi le expun eu și să vin în fața oamenilor să le și implementez eu. Adică știu că mulți le e ușor să susțin alte persoane, alți oameni, dar eu am luat decizia să fiu eu omul care discută ideile și implementează ideile sale. Dar stați de vorbă cu prietenii dumneavoastră, poate de aceeași vârstă, ce spun aceștia? Ei s-ar implica așa în mod activ? Că, bineînțeles, susținători sunt, dar care nu se implică în mod activ în această viață politică? V-am zis, și eu din 2020 până în 2022, aproape 2023, am luat o perioadă de pauză politică în care să reflectez asupra activității din 2020 și am fost aproape de decizia să nu mai mă implic în viața politică. Doar că am zis că dacă eu voi renunța, vor mai renunța și alții, ajung ca tinerii să fie dezamăgiți din ce în ce mai mult de clasa politică prin eșecul nostru. Mulți dintre prietenii cu care discut despre implicarea mea politică consideră pe de o parte, mă felicită pe de o parte de decizia pe care am luat-o, pe altă parte o consideră, cum a zis și dumneavoastră, o bătaie de cap. Pentru că este o bătaie de cap. Doar că încerc să le explic același lucru și dumnealor, prietenilor, colegilor, că e vremea noastră, trebuie să ne implicăm, trebuie să luăm deciziile, pentru că la 40-50 de ani, la 50-60 de ani, deja nu mai avem energia pe care o avem acum. Ei, știți că avem un candidat la nivel național de 100 de ani. Și alți plini... patru care depășesc vârsta de 94 de ani. Știu, dar credeți-mă că entuziasmul ăla e acum la 30-40 de ani și energia suficientă de a te bate și de a visa că poți să schimbi lucrurile. Odată cu trecerea timpului te concentrezi poate mai mult pe lucruri mai apropiate de tine, pe familie, pe altceva. Acum ai energia să răstori munții. Și de aceea eu invit toți tinerii să ia această decizie de a se implica în politică, pentru că va fi vârsta în care nu vor mai avea aceeași energie și poate atunci vor avea maturitatea suficientă să se gândească și la politică și nu cred că se vor mai implica atunci, tocmai pentru că, zic, am deja o vârstă, dacă nu m-am implicat până acum, nu o să mă mai implic nici de acum încolo. Practic să nu lase timpul să treacă. Da, și atunci când ajungi la, ziceam, la o vârstă destul de înaintate, să poți să pui capul pe pernă, am încercat, am făcut tot ce e posibil, tot ce a ținut de mine, am schimbat sau nu am schimbat lucrurile, doar timpul le va demonstra. Deși am mai discutat despre programul dumneavoastră electoral, vreau să consolidăm în mintea alegătorilor care sunt proiectele pe care dumneavoastră le vedeți benefice pentru județul Gorj și mai ales că în ultima perioadă ați fost destul de activi în localitățile componente ale județului Gorj și bineînțeles că ați mai aflat așa de pe la gorjeni anumite chestiuni, anumite necesități pe care și-ar dori să le duceți la îndeplinire. În principiu, discuțiile cu gorjenii au scos probabil aceleași probleme, lipsa locurilor de muncă, exodul tinerilor în străinătate și, desigur, lipsa infrastructurii rutiere și a utilităților. Cred că aceste probleme sunt problemele întregii Românii, numai ale județului Gorj și numai unei anume localități. Vin din mediul antreprenorial, mi-am axat programul și proiectul pe antreprenoriat pentru dezvoltarea antreprenoriatului. Desigur, trebuie să dezvoltăm și celelalte ramuri, învățământ, sănătate, turism, agricultură, dar cunoscând mai bine acest domeniu, am zis că să încep prima dată cu ceea ce mă pricep și ceea ce fac zi de zi. Și de aceasta primele puncte au fost dezvoltarea antreprenoriatului, atragerea de fonduri europene, hub-uri pentru afaceri, pentru a încerca să aducem tinerii din străinătate. Chiar discutam că tinerii, chiar dacă vor veni mari investitori,
fiind obișnuiți cu salarii de peste 1.000-1.500 de euro, nu se vor întoarce acasă pentru salarii de 20-30 de milioane. Bine, acum haideți să renunțăm și la acest miraj al muncii și a îmbogățirii prin străinătate, pentru că și cheltuielile, indiferent că ai un salariu sunt, de 1.000-1.500 de euro, sunt cheltuielile, dar sunt mai mari. Aici am discutat, casa ta, am discutat cu mulți dintre aceștia, mai ales dacă au și o familie, reușesc să pună totuși un ban deoparte și să vină să realizeze pe acasă o casă, făcând proiecte pentru mulți dintre aceștia și mi-au spus. Ei, deci, până la urmă, ar vrea să se întoarcă. Toți își doresc și asta și ziceam, dacă ei ar renunța la 15, la 20 de milioane, poate dacă ar fi diferența de salariu între ceea ce câștigă acolo și aici, să vină acasă, pentru că, cum zicea și dumneavoastră, nu mai sunt utilitățile, nu mai e chiria și alte costuri care, într-adevăr, acolo sunt mult mai mari, doar că totuși s-au obișnuit cu un anumit confort, cu anumit... Ei, asta trebuie să le creăm noi. Exact. Și asta, și ziceam, creând aceste hub-uri de afaceri, încercând să îi facem antreprenori, încercând să creeze ei locuri de muncă pentru ceilalți, câștigurile și profiturile vor fi suficiente sau vor fi similare cu cele din străinătate. Văd foarte mult că majoritatea candidaților pentru Consiliul Județean se axează așa mai mult pe zonele acestea populate ale județului și cumva zonele care sunt la distanțe considerabile de municipiul Târgu Jiu și care din păcate chiar duc lipsă de investitori, rămân așa cumva... Chiar am fost în weekend de la Prigoria la Rovinar la Stejari, adică din trei colțuri ale județului la distanțe destul de mare unele de altele. Încerc să acopăr cât se poate din județ, să-ți convins că nu voi reuși să acopăr fiecare localitate, dar încerc să discut cu cât mai mulți cetățeni din cât mai multe localități pentru a cunoaște problemele. V-am zis, problemele din discuție au fost cam similare, deci probleme noi, pentru că aceste probleme nu sunt doar ale județului Gorj, sunt ale întregii regiuni și a întregii țări. Doar că vreau să discut cu dumnealor, să mă cunoască, să-i cunosc și, cum zicea și dumneavoastră, da, trebuie să extindem investițiile nu numai în Târgu Jiu sau zonele limitrofe, da. Trebuie să ajungem până la limita județului și prin aceste investiții în infrastructură gen drum expres sau alte investiții la nivel central ne-ar ajuta foarte mult să dezvoltăm întreg județul și întreaga regiune. Da, dumneavoastră personal, aveți încredere că vom avea parte de acest drum expres în perioada, nu știu, în următorii 4, 5, 10 ani? O porțiune o vom avea în... Adică, județul Gorj mă interesează, că vorbiți de porțiunea Craiova-Filia și nu mă prea interesează. Știu, dar... Mă interesează pentru Gorj. Trebuie făcut demersurile să avem acest drum. Probabil în 4-5 ani, nu, din păcate, nu o să-l avem pentru că nu există finanțare și este doar la nivel de... Păi cum? Că ne spun cei de la compania de drumuri că există o finanțare. Ministerul Transporturilor a anunțat că este finanțare pentru tot drumul expres Craiova-Târgu. Să dea Domnul să fie așa, dar promisiunii electorale au tot fost. La fiecare 4 ani au fost finanțări până au trecut alegerile. Credeți că este doar o promisiune electorală? Adică nu ar fi prea mult pentru alegătorii să fie duși așa cu zahărelul? Memoria noastră e destul de scurtă, din păcate, pentru că dacă am fi ținut minte toate promisiunile electorale, probabil schimbam la fiecare 4 ani clasa politică. Vedeți, din păcate, acești politicieni rezistă de peste 34 de ani, reușesc să promită în continuare aproape aceleași lucruri și vedem state fără apă, fără canalizare, fără gaze și credeți-mă că
aceste promisiuni nu sunt de în 2020, aceste promisiuni sunt încă de la intrarea în Uniunea Europeană, că vor veni fonduri europene, că ne vom zbătea. Au tot venit. Știu, dar din păcate, ori dezinteresul, ori lipsa de cunoștințe din partea autorităților, unor primari, pentru că vedem în anumite localități că s-au făcut demersuri. Avem localități în care apa, canalul, gazele există și altele care nici măcar n-au reușit sau am auzit că abia acum s-a pus primul kilometru de asfalt. Asta este foarte trist pentru județul nostru 2024 să vorbim de primul kilometru de asfalt. Pentru mine mai trist, este foarte trist și problema drumurilor, pentru că toți avem mașină, circulăm, dar cel mai trist a fost când am auzit că sunt localități în care nici măcar apă nu există. Numai potabilă sau nepotabilă, dar nu există deloc. Da, cred că știți că există și zone din anumite localități unde nu au nici măcar curent electric. Asta mi se pare... Da, și mai trist. Adică apă ca apă, ne săpăm propriu puț sau mergem la fântâna din sat. Dar să n-ai curent electric în 2024? Da, acolo chiar e o mare problemă și trebuie interveni prima dată. Utilitățile de bază sunt curentul. Că tot vorbeam noi de aducerea tinerilor din străinătate sau familiilor care s-au stabilit în străinătate și care din banii obținuți acolo și-au construit o căsuță la noi în țară, în județ. Cunosc și eu astfel de zonă, nu știu dacă s-a reglementat, chiar discutam în 2020 la mine în Cărbunești, discutam cu o familie de tineri care își făcuse casă tot așa la vreo 100 și ceva de metri de linie și a zis, bă, nu se poate, insistăm de 4 ani, noi stăm cu casa, lucrăm pe dincolo și de 4 ani nu reușesc să ne racordeze la rețeaua de curent. Mi se pare, dacă se dau aceste autorizații de construcție, se dau așa pe... Se dau, cum ziceți și dumneavoastră, se dau pe declarația beneficiarului că va renunța la anumite lucruri, pentru că se practică și acest procedeu. Păi da, ca administrație publică locală nu e în interesul lor ca să locuiască cât mai mulți cetățeni acolo și să... Că totuși se plătesc niște taxe și impozite, niște lucruri. Da, este interesul administrației publice și e nevoie să dezvolte aceste locații, dar din păcate vedeți și dumneavoastră, mulți dintre aceștia ori nu au bugete, ori nu sunt interesați. Ei, haideți, nu au bugete, mereu ne plăbim de treaba asta. Exact, nu au asta e, nici nu pot să... Dar ce fac cu banii? Lipsa de strategie, viziune, face ca anumite zone, cum ziceți și dumneavoastră, să nu fie luate în calcul, deși... Adică construim săli de sport și mai știu eu ce stadioane, dar totuși nu avem... Da, multe dintre localități am văzut că se laudă cu astfel de proiecte care sunt necesare și dar totuși să... Dar prima dată să ne uităm la bază. Nu asigurăm prima dată nevoile de bază. Exact, nevoile de bază. Da, din păcate n-ar mai fi trebuit să mai discutăm de aceste chestiuni. Ziceam și eu că am rămas uimit să mă deplasez în astfel de localități să aflu că, v-am zis, nu m-am gândit la curent. Eu, mulți s-au plâns de apă, fiindcă e o chestie mult mai generală. Nu, la noi în comună nu există apă. Cum să nu existe apă? Că sunt fonduri europene pentru apă de... Primele fonduri europene pentru apă și drumurile. Nu știu acum dacă se mai dau acum pentru canal, pentru se rețea de apă. Se mai dau finanțări, că sunt pe Angel Salini. Da, dar pe fonduri europene, cred că și europenii au zis, băi, v-am dat suficient, ați avut suficient de mult timp să accesați aceste linii de finanțare pentru rețea de apă, canalizare și asfalt, gata, am oprit robinetul, acum descurcați-vă, dacă n-ați fost în stare să-i atrageți, descurcați-vă cum puteți. Da, și acest PNR, nu zic că eficientizarea energetică a clădirilor sau publice nu este benefică și necesară. Este, bine, este, mai ales dacă dar vedem totuși că încă mai avem școli care n-au grupuri sanitare, care nu au încălzire centralizată încă și din păcate extinderea nu este eligibilă, nu avem unde să le creăm și punem polistiren, izolăm, dar ce facem? Ne ducem tot în fundul școlii să ducem copiii să-și facă nevoile
fiziologice. Din păcate, și asta este o problemă cu care încă ne confruntăm în 2024, lipsa grupurilor sanitare, lipsa apei curente în grupurile sanitare. Am văzut chiar dacă de curând... Dacă nu e apă în comună... Nu e apă, dar se poate aduce o sursă alternativă pentru a asigura apa măcar la grupurile sanitare, că mai ales în satele acestea care sunt deja depopulate, câți copii mai învață la o școală? Câteva zeci de copii. Nu putem să asigurăm, nu știu, câteva tone de apă pentru, exact, pentru a avea grupurile astea sanitare funcționale? Deplasându-mă de două ori în Comuna Prigoria și fiind și din această zonă, discutam acolo că ar avea nevoie, acum am văzut că e un proiect și un program și mă bucur că s-au adus aceste microbuze pentru copii, microbuze electrice, pentru că înțelesesem că acolo microbuzul are câțiva ani și este într-o stare destul de... și au o natalitate destul de bună în anumite sate. În satul Bușana spuneau că natalitatea este destul de ok și ar avea nevoie ca copiii să fie transportați la școala din Prigoria și e foarte benefic aducerea microbuzelor. E nevoie să investim în învățământ pentru că... Păi au fost achiziționate primele. Da, asta ziceam, mă bucur că... și am văzut că Prigoria este pe listă și da, chiar am văzut-o ca un plus, deci nu... Mă bucur. Și e nevoie să extindem acest proiect, să avem microbuze noi... Să vedem dacă va mai fi finanțare, dacă vor mai fi bani pentru achiziționarea de noi microbuze școlare electrice. Sperăm să se continue acest demers, indiferent de ce conducere va fi la Consiliul Județean, dacă voi fi acolo, voi continua astfel de demersuri. Sunt un om care își dorește să investească în învățământ, vin... Tatăl meu fiind profesor, cunosc destul de bine o mică parte, fiindcă nu, ne lucrând în sistem, nu știu toate neajunsurile, dar fiind și elev, fiind și copil de cadru didactic, am... Dar care ar fi principalele neajunsuri cu care se confruntă sistemul de învățământ gorjan? V-am zis, probabil principalele două probleme ar fi că multe dintre instituțiile noastre nu au autorizație de funcționare de la pompieri, deci autorizația de funcționare ISU, aceste grupuri sanitare și lipsa încălzirii centralizate, pentru că, da, sălile de clasă pe timpul iernii sunt încălzite, dar copilul are nevoie și de recreere, are nevoie să iese în pauză, venind sau transpirând în clasă și ieșind în frig și invers, există posibilitatea și ca să răcească anumite epidemii de gripă, de... Da. Nu știu, oare cât mai trebuie să așteptăm până să se rezolve aceste probleme, care până la urmă nu sunt chiar probleme majore? E nevoie... Câți ani să mai treacă până să fim și noi la nivel european, așa, cu școlile? E nevoie, în primul rând, de o schimbare. Nu neapărat de schimbarea tuturor primarilor, pentru că, cum ziceam, mulți dintre aceștia și-au făcut datoria, dar trebuie și comunitatea să fie mult mai atentă atunci când își alege edilul. Pentru că observăm că mulți promit, cum zicea și dumneavoastră, un mandat, două mandate și nu reușește să facă absolut nimic, dar e băiat bun, nu mai trebuie să fie chestia, e băiat bun și îmi dă sărmâna și nu pot că e primarul meu sau am nevoie de o adeverință. Societatea sau comunitatea trebuie să fie mult mai tranșantă atunci când își alege, pentru că e o decizie pe 4 ani în care nu poți să faci absolut nimic, trebuie să mergi înainte și... Până la urmă, mi-e foarte ușor. Mă uit în vecinătate, la vecini, la celelalte comune. Dacă ăsta a făcut, al meu, de ce nu poate? Și trebuie schimbare. Până la urmă, mi-e simplu. Ei, primarii găsesc fel și fel de scuze. Ba că nu li s-a acordat fonduri, ba că n-au reușit să obțină finanțări pentru proiecte, ba că nu știu ce probleme au mai avut, n-au avut în aparatul de specialitate persoane care s-a... Nu e treaba cetățeanului. Deci, până la urmă, nu-i treaba cetățeanului. Bacă birocrația. Știu, dar dumneavoastră, dacă veniți la mine să vă rezolvă o problemă și îmi dați
Aici e și problema, poate, a cetățeanului, că consideră că banii aceia nu sunt banii lui, sunt banii primăriei, nu sunt banii lui. Pentru că dacă ar veni să-mi dea mie să-i fac un proiect și eu i-aș găsi tot felul de motive, ar veni și mi-ar da în cap. Dar la primărie, la că-s banii primăriei, nu, banii dumneavoastră, banii dumneavoastră munciți și taxe și impozite pe care le plătiți. De aceeași atitudine trebuie să o aveți și cu față de autorități, trebuie să înțelege și autoritățile trebuie să înțeleagă că sunt în slujba cetățeanului și nu invers. Teoretic, da, dar... De multe ori cetățeanul merge la autoritate, nu invers. Știu, dar și la mine, până la urmă, dumneavoastră veniți să faceți proiectul, nu vă caut eu pe dumneavoastră. Dar dumneavoastră sunteți privat, eu pot să mă duc și să aleg orice alt proiectant, dar atunci când lucrezi în slujba cetățeanului... Da, odată la 4 ani aveți 9 primari de ales, sau 10, sau 5, sau cât în localitatea respectivă. Nu aveți doar primarul respectiv, adică aveți șansa odată la 4 ani să vă impuneți punctul de vedere. Și până la urmă, dacă e o comunitate care își dorește o schimbare sau care observă că comunitatea de lângă s-a dezvoltat, a făcut apă, a făcut canal și eu nu am nimica, atunci ai... Și în afară, adică toți promit același lucru, la ce ar trebui să fie atenți cetățenii atunci când merg la vot și decid mâinile cui să își dea destinele? Că toți promit, știți. Și cred că vedeți și dumneavoastră atunci când mergeți să stați de vorbă cu oamenii că aduc aceeași chestiune în discuție. Haideți, domnule, că ne-am săturat de promisiunile astea politice, promisiuni electorale. Cred că nu e prima dată când auziți treaba asta. Nu, numai asta și mă și distra chestia asta să vă spun și motivul. Eu nu sunt așa de bun de promis ca ceilalți. Păi și ce căutați, domnule Zurlescu, în politică, dacă nu sunteți atât de bun la promis? Că asta trebuie să fie principala calitate pe care să aveți. Mă, și din punct de vedere al discursului, perfect, impecabil. Deci te votez mâine, dar din păcate trebuie să... Mă vine și dumneavoastră să-i votez. Da, exact. Dar, până la urmă, oamenii trebuie să se uite și la fapte, trebuie să se uite și la... ce a făcut omul pentru el, din ce mediu provine, educația, adică trebuie să analizeze mai multe aspecte. Da, nu zic că educația e principalul aspect care trebuie să... Ar trebui să fie și asta. Dar trebuie să fie și aceasta un criteriu, exact. Vă trimitem pe dumneavoastră să vorbiți la nivel central pentru noi, pentru gorjeni. Exact. Deci trebuie să analizeze, v-am zis, mai mult faptele și nu discursul acela de o lună de zile sau cât ține campania. Până la urmă, analizez omul de la 18 ani până la 30, 35, 40 de ani. Ce a reușit omul ăsta să facă? Ca edil, ca om în comunitate sau în activitatea economică sau... Știți că era o vorbă, ce vă recomandă? Exact, ce vă recomandă? Până la urmă, oamenii trebuie să analizeze și faptele, nu numai vorbele. Pentru că v-am zis, chiar mă uitam la multe personalități politice din județ și nu numai, ca discurs, într-adevăr, jos pălăria. Eu sunt o persoană emotivă. Mai am... A reușit să vă impresioneze așa. Da, și ziceam, uite, mi-aș dori la nivel de discurs să ajung la acel nivel. Doar că vedem că au rămas doar la nivel de vorbe. Dar nu credeți că este mult mai important să spuneți, dumneavoastră, uite, eu mi-aș dori să fac pentru dumneavoastră, nu știu, un aeroport în județul Gorj, dar nu este posibil să fac acest lucru. Haideți să încercăm să reușesc să duc la îndeplinire lucrurile fezabile, lucrurile care chiar pot fi realizate și apoi să visăm și la alte chestiuni mai... Dacă, fantasmagorice. Exact. Dacă vă uitați, eu am venit și am pus pe primele locuri, lucrurile în care mă pricep și știu că le-aș putea gestiona. Acum ce pot să mă apuc să, cum zicea Juna, să fac aeroport? Deși dintre toți am probabil cunoștințele cele mai mari în partea de construcții, fiind inginer construcție. Aș putea să vorbesc despre o construcție nouă, de la cum obții certificatul de urbanism până la cum o finalizez. Dar nefiind acolo, neajungând acolo și neștiind finanțarea care... De unde ați putea să faceți rost exact, de bani, nu da? Pot să vin cu anumite promisiuni. Da, că știu, cunosc domeniul, dacă aș avea finanțarea, știu ce aș putea face cu finanțarea respectivă și cum o pot duce la bun sfârșit, sunt capabil. Chiar poate capabil mai mult decât ceilalți, fiindcă asta fac zi de zi, cu construcții mă ocup. Doar că am zis să vin în fața oamenilor cu proiecte fezabile, cum spunea și dumneavoastră, care le pot gestiona de mâine. De mâine fiind în această funcție, indiferent
că voi avea finanțare sau nu, pot să gestionez aceste prime două proiecte. Și de-aia am propus centrele de consultanță în fiecare localitate pentru a ajuta cât mai mulți dintre oameni să obțină finanțare pe fonduri europene. Bine, asta trebuie să fiți în colaborare și cu autoritățile publice locale de acolo. Să vă dea un spațiu sau să identificați un spațiu. Sunt convins că acest parteneriat, fiind președintele Consiliului Județean, e ușor de gestionat și realizat. S-ar putea să fiți surprins. Vedeți că nu întotdeauna această luptă este dreaptă. Știu, dar eu consider și sunt convins peste 60, să zicem 70%, că după terminarea acestei campanii electorale, toți ne vom pune la treabă, pentru că nimeni nu-și dorește ca comunitățile noastre și județul Gorj să o ia înapoi și să... De asta am încredere în primare, am încredere în oameni. Ajungând președintele Consiliului Județean, trebuie să lucrez cu toate culorile politice și știu ce înseamnă și a lăsa de la mine și a se impune când este momentul. Până la urmă, mie sunt o persoană cu care se poate lucra. Păreți destul de conciliant așa prin discursul pe care îl aveți și nu vă văd cumva să bateți cu pumnul în masă și să ziceți nu, doar primarii aur. Nici nu poți face treabă în condițiile acestea, pentru că dacă tot timpul doar tu ai treabă, ai dreptate, vei fi marginalizat. Oamenii nu vor veni cu probleme reale către tine, pentru că știu că oricum nu îi vei putea ajuta, pentru că tu le știi pe ale tale, tu mergi pe aceeași linie și nu vezi și problemele celorlalți. De-aia consider că un președinte de Consiliu Județean trebuie să fie o persoană echilibrată care să poată să lucreze și cu dreptatea celorlalte, nu numai cu dreptatea sa. Să știe să asculte și să analizeze foarte bine situațiile care îi se aduc la cunoștință. Aș vrea să mergem la un sector foarte important pentru județul Gorj, sectorul de sănătate. Din păcate, în localitățile din județ nu prea mai există acele cabinete medicale, nu există foarte multe centre de permanență. Mare parte din gorjenii care locuiesc în mediul rural trebuie să străbată zeci de kilometri pentru a beneficia de îngrijiri medicale, domnule Zorlescu. Da, aveți dreptate. Dau exemplu, poate municipiul Motru. Să vă spun, cu populația îmbătrânită, m-am deplasat în municipiul Motru și, într-adevăr, unde m-am întâlnit foarte mult cu pensiunea și gândiți-vă că e municipiu. Nu mai vorbim de partea de rural. Fiind o zonă minieră, mulți dintre bătrânii au rămas pentru că au luat acele pensii care au fost suficiente pentru a-și trăi, dar la tineri nu li s-a oferit o alternativă. Dacă municipiul Motru, care totuși putea să se dezvolte, putea să aducă niște investitori, nu mai vorbim de comune mici cu 1.000-2.000 de locuitori, dintre care 70-80% sunt peste 60 de ani. E nevoie de investiții masive în infrastructura medicală, sanitară, pentru că, după cum ați văzut și dumneavoastră, în județul Gorj noi am reușit să aducem caravana medicală și a fost un real succes. Stabilitate foarte mare. Exact, a fost un real succes în una, două, trei zile cât a fost în județul... A fost în trei zile în diferite... Adică a fost în trei locații pe termen de... Câteva zile, o săptămână, exact. Cât a stat caravana în Gorj. Și în aceste zile reușeam să tratăm 100 și ceva de persoane pe zi. Să îi consultăm, să le oferim un consult gratuit. Și un diagnostic, exact. Au fost și anumite persoane, nu aici la noi, dar au fost în alte localități în care s-au făcut și intervenții mai sofisticate, adică cu diagnosticurile noastre, ducându-se ori la medic specialiști, ori asumându-ne anumiți pacienți că îi vom ajuta și îi vom ajuta cât se poate de mult. Până la urmă, nu puteam cu caravana medicală să înlocuim un întreg spital. Doar că... Ați avut destul de multe specializări, specializări. Și specializări de bază, adică... Unele dintre cele mai importante, exact. La care există cea mai mare adresabilitate în sistemul medical. Și de asta
această caravană medicală m-a inspirat să merg pe același principiu, pentru că principiul de a așeza caravana principală era să fie la mai mult de 20 de kilometri de cel mai apropiat spital. Și pe același principiu am zis, ok, hai să înlocuim această caravană cu ceva permanent, cu niște centre de permanență medicală, pentru a rezolva o arie cât mai mare a întregului județ. Și acesta este unul dintre proiectele pe care le-am propus pentru județul Gorj și, desigur, se poate implementa tot cu implicarea autorităților locale, pentru că trebuie o strânsă coordonare cu primarii, cu autoritățile locale, dar cred că este un proiect fezabil care nu numai Consiliul Județean și-l dorește, dar și autoritățile din aceste localități. Pentru că este spre binele populației, pentru asta binele cetățenilor. Adică e o mare nevoie de acele, nu știu dacă neapărat centru de permanență, dar măcar acolo să ai un cabinet medical unde pensionarul sau oricine din localitate să meargă și să zică, doamne, mă doare... E nevoie de centre de permanență, să vă spun. Eu am fost la Prigoria și am discutat cu doamna doctor, care este medic acolo și a zis că nu ar putea să facă față la o situație mult mai... Poate reușe să aduceți mai mulți medici. Asta e pentru... Știu, dar dacă e doar dispensar, nu poți să... Dar acest centru, tocmai asta e scopul acestuia, de a avea câțiva medici de specialitate care pot să intervină, să stabilizeze persoana respectivă până ar putea transporta... La un spital unde se poate și rezolva problema definitiv. Dar de multe ori stabilizarea pacientului e cea mai importantă, acel prim ajutor e mult mai important, de multe ori face diferența între viață și moarte. Corect. Tot veniți de la Cărbunești. Situația spitalului de la Cărbunești, care mai este, domnule Zurlescu? Se închide, nu se închide, intră în faliment, nu intră în faliment? Nu va intra spitalul în faliment. Ei, nu. Păi nu așa a anunțat domnul direct, domnul Dumnealui a semnalat o problemă și eu consider că a fost o declarație sinceră din partea acestuia, pentru că... Dar nefericită. Dar nefericită, într-adevăr, pentru că vă dați seama, colegii l-au sfătuit să îndrepte... Ei, păi da, a avut reacții în lanț care au ajuns inclusiv la ministrul Rafila. Exact, la domnul Rafila. Doar că a semnalat o problemă reală a spitalului din Târgu Cărbunești, o administrație depășită și, din păcate, vedem că autoritățile n-au luat nicio măsură, pentru că domnul doctor este într-adevăr un doctor foarte bun, deci un doctor apreciat, dar până la urmă dacă ești bun într-un anumit domeniu, nu înseamnă că ești bun în toate domeniile și până la urmă ar trebui să te limitezi la ceea ce poți să gestionezi foarte bine, pentru că sunt doctori foarte buni care nu pot să fie la fel de bun manager, dar și invers. Da. Și asta e. Până la urmă, spitalul va continua, va fi ajutat pe parte politică, pentru că avem un primar PSD, un manager care a fost adus fiind fost consilier PSD, sunt convins că se va gestiona cel puțin până va trece această campanie. Ei, păi ați văzut că domnul primar n-a fost totuși de partea domnului manager. Dar nici n-a luat. Arătați-mi ce, păi ce nu știu, măsuri dar a luat. Să-l schimbe. E ușor să te duci să faci doar o mustrare. Nu există un consiliu de administrație al spitalului care să facă schimbările acestea majore? Ba da, și vedeți că nu s-a luat nicio măsură. Păi poate s-a descoperit că totuși nu e situația chiar atât de gravă. Să fi făcut ceva, analiză internă, nu știu, anchetă internă și... Nu știu ce analiză internă, dar cifrele au arătat altceva, adică să reușești să faci o datorie, să dublezi o datorie doar în câțiva ani de conducere, nu știu ce analiză putea să fie mai făcută. Voastră, chiar aveți experiența cifrelor, că vă gestionați propria afacere. Adică dacă reușesc să nu dau salariile 4 luni de zile la angajați, pot să fac orice analiză, că omul vine și nu mai lucrează. Deci, până la urmă, armei cifrele și asta ne arată realitatea și analizele concrete. Și ne reușind să gestioneze aceste datorii foarte mari, consider că din punct de vedere al domnului manager, nu este suficient de pregătit.
Ei, mai are timp. Dacă tot este lăsat în funcție, mai are timp să se mai pregătească. Poate îl mai trimite la niște cursuri ceva de management. Dar la nivel județean, cum stăm cu sănătatea? La nivel județean... Pe lângă problemele care deja le-am semnalat, pe care deja le-am semnalat. Da, vedem că mai încercăm să reparăm, să le mai aducem cât de cât la secolul actual și la anul 2024 aceste spitale, dar din păcate multe dintre ele, chiar eram la Turceni și discutam cu oamenii în spital care pe din afară arată ok, reabilitat și spuneau, dar înăuntru e mucegaie. Aoleu! Însemna la oameni. Afară vopsigardul și înăuntru. Înăuntru leopardul. Și a zis că cred că trebuie să fim mult mai atenți și la astfel de lucrări pe care... E tot managerul. Nu el, dar trebuie să se ocupe dar, de astfel de proiecte. Un spital nou, nou, reabilitat, destul de recent, să aibă astfel de probleme destul de recente. Înseamnă lucrări de proastă calitate, în primul rând. Pentru că altfel nu pot să-mi explic de ce a apărut acest mucegai după 1-2 ani de la recepția lucrărilor. Trebuie să fim mult mai atenți și la cum recepționăm astfel de lucrări, pentru că, da, toți ne grăbim, mai ales acum în campania electorală, primarii își doresc să repare, să asfalteze, să fie dar de multe ori sunt făcute fără cap. Vedem asfaltări în mijlocul iernii sau pe ploi torențiale, iar și în mijlocul verii, când am putea să demarăm astfel de lucrări, bate vântul. Adică trebuie să... Pe timp de iarnă stau firmele și nu fac nimic societățile pe care se ocupă. Da, aveți și dreptate. Vara sunt ocupați. Vara sunt ocupați să facă bani din altă parte. Păi, nu știu. Da, v-am zis. Știți că e o problemă la nivel local și cu societățile astea care să vină la licitații și să se ocupe de... Se plângeau primarii la un moment dat de lipsa forței de muncă. Se plângeau primarii de lipsa, nu forței de muncă, de lipsa societăților serioase, pentru că multe societăți din păcate nu sunt serioase în realizarea astfel de lucrări de anvergură. La urmă să reabilitezi un spital e o lucrare de anvergură. Păi care e problema? Plecarea tinerilor. La urmă, dacă nu, noi ca societate nu am reușit să le oferim tinerilor o alternativă, de unde să-i mai luăm? Cu cine să mai muncim până la urmă? Vom munci cu un domn de 60-70 de ani? Vă dați seama, e oboseala, e vârsta, sănătatea, ochii și toate... Acum și tehnologia asta a evoluat destul de mult și în domeniul construcțiilor. Dumneavoastră știți cel mai bine. Când dai cu mistria pe pereți, e cam greu. Chiar dacă sunt mașinării care te ajută acum, dar până la urmă anumite lucruri nu pot fi înlocuite, mai ales în domeniul construcției de oameni. Și cât ai investi în tehnologie, cât de... Până la urmă nu-i tot cu oameni, trebuie să lucrezi și îți trebuie oameni serioși. Da. Și trebuie să aducem tinerii. Deci rezolvarea acestei probleme e simplă. Vrem firme, vrem oameni serioși care să lucreze, îi avem. Sunt plecați în străinătate. Hai să facem ceva ca să îi putem aduce aici. Acum știți că noi vrem să facem ceva, dar pe termen scurt nu putem să facem. Adică ne trebuie un proiect, așa, o strategie de dezvoltare a județului pe termen lung. Nu putem să visăm că în 4 ani de zile aducem miile de români sau poate milioanele de români care au decis să își construiască o viață în străinătate. Da, mai aveți dreptate și semnalați o problemă care e o problemă a românului în general. Noi nu suntem obișnuiți cu proiecte pe termen lung, nici măcar mediu. Noi vrem acum aici. Exact, și încercăm să facem anumite lucruri și nu ne... Poate asta e cea mai mare problema noastră, că nu ne ținem de aceste proiecte. Încercăm 1-2 ani, vedem că nu are rezultatele cum le dorim noi, ca și cu slăbitul la noi. Vedem că peste o lună ne duce la sală, nu avem rezultate, ne lăsăm. Probabil aceasta e problema românului și în administrație și peste tot. Ne dorim totul, comparăm și avem cu ce să comparăm cu străinătatea și ne dorim... Ei putem să comparăm și chiar și cu vestul țării. Vedem că acolo lucrurile merg altfel. Da, și singura diferență e seriozitatea, nu clasa politică, nu absolut nimic, e seriozitatea omului. Noi suntem obișnuiți să
luăm pe drumul cel mai scurt și se pare că acest drum scurt este drumul cel lung. Da, din păcate încă mai practicăm aceste tertipuri de a alege varianta cea mai simplă, dar care nu se dovedește de cele mai multe ori a fi și cea mai bună variantă. Ar mai fi multe lucruri de discutat, domnule Zorlescu, dar mai avem doar câteva minute și aș vrea să mai abordăm încă un subiect extrem și extrem de important pentru județul Gorj, turismul, sector care, din păcate, a fost așa lăsat cam, deși se vorbește despre el, toată lumea vorbește de turism, de promovarea județului ca și destinație turistică, vedem că, faptic, lucrurile nu prea stau cum ar trebui. Da, trebuie insistat în turism și investit în turism, pentru că, într-adevăr, este o alternativă la dezvoltarea județului. Nu este singura și nu trebuie să o vedem ca pe o soluție miraculoasă care va rezolva județul, pentru că trebuie să mergem pe toate axele complementare a acestuia, să le dezvoltăm în paralel. Doar că noi suntem o regiune foarte frumoasă, care are un potențial enorm de dezvoltare în domeniul turismului și lipsa de investiții, lipsa de strategii, parteneriate. Dacă mergem la o agenție de turism, domnule Zorlescu, și îi spune să dea niște destinații turistice în România, s-ar putea Gorjul să n-apară printre primele 30. Chiar am făcut un experiment în acest fel cu Google-ul. Am scris excursie Gorj, au fost doar 3 agenții din primele 10 căutări, iarăși în Vulcea și Maramureș 9 din 10. Adică se vede diferența. Și vă dați seama că suntem atractivi. Măcar pentru agențiile de turism să ne promoveze. Că nici prețurile nu le avem așa de mari. Adică comparativ cu Maramureșul sau cu Bucovina sau chiar și cu județul Vâlcea. Suntem mai bine. Suntem o regiune foarte frumoasă și poate peste cele menționate de dumneavoastră din toate punctele de vedere, plus că avem aici la Târgu Jiu ansamblu Constantin. Suntem muzeu în aer liber. Exact. Și poate dacă l-ar avea francezii, ar sta milioane de... Profită de numele lui Brâncuș, exact, comparativ cu noi. Mult mai mult ca noi și au o părticică mult mai mică față de ce avem noi de expus și de arătat lumii. Doar că lipsa de investiții în acest domeniu, pentru că încă nu avem infrastructura necesară, nu avem parteneriate, sau poate sunt parteneriate, dar nu așa de... Nu active cu celelalte județe, cu celelalte orașe. Putem să avem inclusiv cu Paris un parteneriat, pentru că, până la urmă, acolo la Paris putem promova pe Brâncuș. Vreți să vedeți operele lui Brâncuș? Veniți în Târgu Jiu. Unde a crescut și unde a copilărit, exact, la Hobița. Domnule Zorlescu, aproape am ajuns la final. Așa cum suntem obișnuiți, o să vă invit să transmiteți un mesaj alegătorilor. În data de 9 iunie să iese la vot. Asta e cel mai important. Nu trebuie să rateze această oportunitate de a vota. Știu că mulți dintre dumneavoastră sunteți dezamăgiți de întreaga clasă politică și îmi asum că vin în fața dumneavoastră ca și un politician, dar implicarea mea a fost tocmai pentru această dezamăgire. Sunt și eu unul dintre ai dumneavoastră, sunt un om care a fost dezamăgit de clasa politică și de asta m-am și implicat. Așa că în 9 iunie ieșiți la vot, pentru că implicările noastre, fără implicarea dumneavoastră, nu și-are rost. Vă mulțumesc, domnule Zorlescu, succes în această bătălie politică și spor la treabă, că mai aveți un pic de muncă până la finalul campaniei. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până la o nouă revedere, toate bune! Ai nemulțumiri? Ai idei? Ai propuneri? Noi te ascultăm! Nu rămâne indiferent. Fii primul care ia poziție. De luni până vineri, începând cu ora 10, deschidem linia de dialog în direct la EMI-TV. Vorbim deschis despre lucrurile cu adevărat importante. Sunt Mădălina Scorțanu și te invit să vorbim deschis în direct la EMI-TV. Părerea ta contează.
Promovare electorală.